Ce părere aveți de penele mele? Vă plac alb cu mov? Doamne, frumoase sunt! Nu întâmplător am început această ediție cu ele în mână. Bun găsit la o nouă ediție de make-up, doar aici la Woman TV. Eu sunt Flavia Apostol, iar astăzi am o temă minunată pentru voi. Ne pregătim de carnavalul de la Rio și trebuie să alcătuim un machiaj exotic. Culori puternice, culori vii, o nebunie imediat după generic, doar aici la Woman TV. Mă pregătesc astăzi să plec la carnavalul de la Rio, o minunăție, o nebunie de culori, pene, vedem astăzi și trebuie să alcătuim și un machiaj pe măsură. Tocmai de asta am invitat-o din nou pe Sânziana Iaru Makeup Artist, să-ți mulțumesc din suflet. Bine ați venit! De fiecare dată este o plăcere să vă am la noi în casă. Și cred că îți și place tema de astăzi. Da, provoc orice make-up artist. Machiaj exotic, am zis eu să denumim această ediție, pentru că, așa cum ziceam, ne pregătim pentru machiajul, pentru defilarea aceea de la Rio de Janeiro. Știi că e superb tot ceea ce se petrece acolo și femeile, doamne, ce machiaje superbe au. O să putem și noi să învățăm să alcătuim un machiaj exotic, așa cum ziceam eu, în culori vii, așa, poate țipătoare, zic și eu. De machiajul exotic și în acele culori vă ajut cu siguranță. Trebuie să găsim carnația braziliencelor să o facem, dar... Da. Sunt și bronzate așa, au și pielea aia frumoasă, sunt și... Aia nu pot să vă ajut din machiaj. Hai să vedem, să încercăm cu machiajul și restul mai vedem, mai mergem pe la o sală, pe la ceva, ne mai luăm și noi niște pene și vedem ce iese până la urmă. Cum facem? Okay. Pentru ce culori o să optăm? O să optăm pentru niște culori vibrante, foarte puternice. O să avem un machiaj într-un degradé de la galben, portocaliu, mov, culori vii. Culori foarte vii. Nu o să facem un sorcovă, o să arate senzațional, vă promit. Deja simțim și... ritmul muzicii. Da, da, și la final o să ne danseze samba la Vinia. Deja ai cam auzit, asta te mai... Noi te machiem, te facem frumoasă și tu ne dansezi samba, da? Ok, ne-am pus de acord. Deci machiajul este realizat, scuze, mă te-am întrerupt, este realizat până la pasul de pudră și sculpting, da. Are și rimel, tocmai pentru a scurta timpul. Exact, și să ne arătăm exact ceea ce ne interesează, pentru că noi vrem să vedem particularitatea acestui machiaj, diferența dintre machiajul exotic, să zicem, celelalte machiaje pe care deja am învățat să le realizăm la Woman TV. Dacă vreți să vedeți primele etape de la, cum ai zis tu, primer, nu, fond de ten, anticearcăn, pudră, sculpting, deci toate aceste etape le găsiți în emisiunile, în episoadele anterioare, da? Okay. Și acum să presupunem că am machiat, da? Da, da, da. Bun, și... Și ne apucăm de machiajul ochilor. Machiajul ochilor, bun. Așa cum am vorbit și în edițiile anterioare, o să folosim o bază. Da. O bază cremoasă pentru rezistență, mai ales că dansăm... Avem nevoie de o rezistență crescută, totodată avem nevoie de o fidelitate cât mai mare a culorilor și atunci această bază cremoasă ne ajută să avem intensitatea maximă a culorilor, mai ales că folosim niște culori vibrante, ar fi păcat ca ele să se piardă ca și intensitate în momentul în care intră în contact cu pigmentația ploapei. Ne-am creat o bază cremoasă pe care, bineînțeles, că o vom fixa și vom porni în degradeul de care avem noi nevoie. Bun, deci asta este, practic, baza machiajului ochilor. Exact. Bun. Și vedem acum, începe propriu-zis machiajul. Exact. Să vedem exact, tare curioasă sunt. Mie îmi plac tare mult machiajele în culori țipătoare, așa. Te rog să mă ajut la tine. Si. Și abia așteptam să ajungem să alcătuim și acest tip. Albivoar. Da. Vom fixa acest arcada. Albivoar dă profunzime privirii. Da, dă înălțime arcadei, ne arată și un machiaj curat, luminos. Colțul intern, de asemenea, îl vom
marca cu aceeași nuanță de alb-ivoar. Da. Repet, culoarea nu o tragem, o așezăm. Pentru că la final o să avem nevoie de acest surplus de culoare pentru a realiza curat blenduirea. Adică acea trecere dintr-o culoare în alta. Pentru că tu ne înveți aici să și blenduim, da? Exact. Nu lăsăm culoarea ca și cum am dat noi, luăm fardul de ploape și îl întindem pe toată ploape și gata, am zis că am încheiat machiajul, suntem exotice. Nu. Machiem profesionist. Exact. Luăm paleta de culori. Da, o să folosesc... Bă, o nebunie de culori. O să folosesc un așa. Galben deschis, irizat. Da, deci pornim cu o culoare deschisă. Da. M-am învățat noi că așa mărește ploapa, nu? Exact. Din imediata apropiere a colțului intern. Da? După cum vedeți, mă duc ușor până în pliu pentru a da acel aspect mai lunguieț, mai înalt, exotic, pentru că avem nevoie de o ploapă foarte, foarte senzuală și acest lucru ne va ajuta. Se va crea ca un evantai de culoare aici, vom vedea. Următoarea culoare pe care o voi aplica imediat în apropiere este un galben, un portocaliu deschis. Mai închidem, practic. Da, merge. Dar blenduim la sfârșit. Acum da, doar, asta, doar așezăm culoarea. Voi deschideți ochii larg ca să vedeți exact ce vă arătăm noi. Aplicăm a treia culoare. A treia culoare este un? Un portocaliu. Care ne va fi un liant pentru culoarea pe care o vom pune ulterior. Deci, iată, combinăm mai multe nuanțe. Sunt curioasă la final câte culori o să avem, câte culori adunăm. Păi, de fapt, suntem una, două, trei, patru, suntem la cincea culoare acum. Deja. Deja. Vedem, vedem că noi tot contabilizăm totul. Da? Deci este bine totuși ca într-o sănă să te machiezi să avem și culori vii. Să nu ne fie teamă. Eu recomand chiar să avem o trusă de farduri neutre și o trusă de culori îndrăznețe. Culorile îndrăznețe le vom folosi cu siguranță nu la fel de des cum folosim culorile neutre. Dar sunt un ajutor de nădejde în realizarea unui machiaj exotic. Da. Sigur că noi l-am denumit generic machiaj exotic. Sigur că nu tot o să ajungem la Rio de Janeiro să luăm parte la carnaval. Dar acest machiaj poate fi purtat, nu? Și în alte ocazii și aici în țară la noi. Cu ajutorul blenderului voi prelua de la coada ochiului ultima culoare pe care am pus-o și o voi trece ușor peste toate celelalte culori până aproape de colțul intern. Da? Am creat o punte. Da? Da. Suntem atente, că tu îmi spuneai și în episoadele anterioare pe care le-am realizat împreună că nu suport să se vadă de unde a început o culoare și unde se termină, că îți place totul să fie uniform. Exact. Adică cel care privește acest machiaj să nu își dea seama că noi am folosit 10 nuanțe de far de ploape, zic că nu am folosit una singură, dar se vede senzațional. Bun, am aplicat nuanțele. Da. Da. Practic voi veni cu
un blender și voi face trecerea. De data aceasta avem nevoie de un blender un pic mai solid ca și implantarea părului. Pentru a ne ajuta în obținerea rezultatului dorit. O să vreau să repet un aspect pe care țin să-l precizez în fiecare ediție. Dacă aveți întrebări legate de produsele pe care Sentinel le folosește, nu vrem să facem reclamă și mi se pare fără rost să vă zicem pe filmare fiecare produs ce marcă este, pentru că, așa cum am zis, sunt preferințele make-up artistului. Dacă vreți să aveți neclarități, nelămuriri și simțiți nevoia să vi se explice anumite aspecte mai pe larg, am să vă rog să ne adresați orice comentariu, orice întrebare, orice apreciere în formularul de comentarii de sub emisiune, cât și pe pagina noastră de Facebook și cu siguranță o să primiți și răspuns. Da, sunt Ziana? Cu siguranță. Acum intervine elementul surpriză, care pleacă din paleta cromatică pe care am folosit-o până la acest moment, dar este o culoare complementară cu portocaliu pe care l-am folosit. Închizi ochii, te rog. La baza genelor voi aplica mov. Opa! Deci un creion dermatograf mov. Da. Creion, pentru că creionul este mult mai rezistent decât fardul, nu? Da. Dar în lipsă de, cred că ne putem ajuta și de fardul. Da, cu siguranță. Pe care îl voi duce ușor înălțat, da? Și voi trage cu lateralul creionului, da? Da. Așa, nuanța un pic spre mijlocul pleoapei. Bun. Iar un element surpriză. Chiar nu mă așteptam să folosești mult. Când am văzut că ai început cu galben, portocaliu, m-aș fi așteptat poate la ofertă, dar nu m-aș fi așteptat la mult. Facem ceva și cu fard. Cu siguranță vom fixa creionul cu fard. Este un fard foarte pigmentat. Și, fetelor, dacă apreciați machiajele intense, machiajele în culori vii, acesta este un machiaj pe care puteți să-l puneți în aplicare cu ușurință, pentru că v-am arătat noi toți pașii. Am creat așa un mic triunghi la coada ochiului. Închizi ochii, te rog. Ziana, dă-mi o durată acestui machiaj. Cam cât timp ar trebui să-mi iau eu la dispoziție înainte de a mă duce la eveniment? Nu este un machiaj foarte greu de realizat. Este un machiaj mai degrabă de dexteritate decât de care să dureze. Trebuie să avem o precizie în aplicarea culorilor. Dar eu cred că, ca să fiu realistă, ar trebui să avem cam o oră la dispoziție pentru realizarea acestui machiaj. Îmi spuneai tu de altfel, chiar din primele ediții, că un machiaj de calitate, un machiaj elaborat, se realizează cam într-o oră. Da. Pentru că trebuie să aștepți, sunt anumite etape, trebuie făcute pe rând. Da, da, cu siguranță. Se vede splendid. Marginea o blenduim un pic, ca să nu fie foarte definită. Da? Vom lua cu ajutorul blenderului un pic de culoare și o vom trage și în pliu. Da, exact ceea ce îmi spuneai tu la început, încă de la de când am început să aplicăm prima nuanță, că trebuie să blenduim. Da, este, de ce tot folosesc acest termen și de ce place acest machiaj, pentru că este un machiaj care va fi mereu în tendințe, aceste culori curat trecute dintr-una în alta,
Plus că de fiecare dată va fi un machiaj apreciat datorită faptului că această trecere de culori arată o maestrie. Pentru că sunt convinsă că cele care ne urmăresc deja nu mai întâmpină aceste probleme, dar o mare parte dintre fete își doresc să facă, dar nu știu să facă această trecere și se vede foarte urât, se vede exact ca și cum ai așeza într-un curcubeu niște nuanțe delimitate. Exact, da, da. Și, ca și cum mai expune, uite, uitați-vă câte nuanțe de fard am eu. Da, nu ăsta este scopul, repet, scopul nostru de fiecare dată este să avem un aspect cât mai frumos per total. În niciun caz să avem o delimitare așa. Plus că mie nu-mi place să îmi spună cineva, vai ce machiaj frumos ai realizat. Nu, eu îmi doresc să-mi spună, vai cât de frumoasă este clienta ta, prietena ta sau modelul tău. Cred că de-abia atunci... Și scopul machiajului până la urmă. Exact. Să ne pună pe noi în valoare și el să fie adjuvant, nu să fie el principal. Exact. Pentru că până la urmă, repet, îmi place să cred că frumusețea se află în fiecare dintre noi și că la un moment dat avem nevoie de cât de un pic de ajutor pentru a o descoperi, a ne descoperi trăsăturile care ne sunt definitorii fiecăreia dintre noi și de ce nu a învăța să ne punem în evidență. Multe dintre noi nu știm să ne punem în evidență. Îmi spuneai tu la un moment dat că nu există femeie urâtă, există femeie nedescoperită. Exact. Și am reținut pentru că mi-a plăcut tare mult. Așa este până la urmă, pentru că sunt atâtea soluții, mai ales acum când sunt atâtea produse de beauty, sunt atâtea soluții pentru estomparea anumitor defecte, imperfecțiuni, pentru accentuarea calităților. Da, există. Există, slavă Domnului că piața este darnică cu noi, dar avem nevoie să știm să folosim produsele. De aceea eu cred într-o instruire chiar și a celor de acasă. Voi sunteți un exemplu minunat, faceți o treabă excelentă, încercați să vedeți, cred eu, cât mai multe femei frumoase pe stradă. Da, și... pentru că dacă sunt frumoase, se simt și bine, capătă și mai multă încredere în ele și iată, toate acestea conduc către succesul femeii. Este adevărat. Sunt multe voci care susține, domnule, astăzi sunt așa lucruri de suprafață, superficiale. Ok, poate, dar îți dau o încredere foarte mare. Când tu știi că arăți bine, când știi că lumea te privește cu admirație, parcă ai alt aplomb, parcă ai alt curaj. Și lucrurile acestea... Deci am văzut personalități transformate, pur și simplu, în momentul în care s-au văzut în oglindă, machiate, care s-au schimbat uimitor. Deci nu-ți venea să crezi că este aceeași persoană. Doar pentru încrederea pe care la un moment dat machiajul ți-o dă în tine. Da. Noroc cu tine, Sânziana, pentru că tu faci o treabă remarcabilă și tocmai de asta îmi place să te am mereu invitat aici la UMTV. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru faptul că de fiecare dată reveniți și mă provocați. N-ați venit niciodată cu banalități, adică... De fiecare dată vrem să aflăm noi teme. Cât de frumos se vede movul acesta, da, m-am și întrerupt din ceea ce ziceam că mi-a plăcut tare mult. De fiecare dată încercăm să abordăm teme diferite, să nu arătăm același lucru și culorile pe care tu le arăți și le combini sunt diferite de la ediție la ediție. Deci nu insistăm asupra lucrurilor deja demonstrate și arătate, care sunt în continuare disponibile pe www.umantv.ro, ci arătăm lucruri noi. Facem același lucru și jos, nu? Cu da. Ce a rămas pe pensulă. Exact. Numai că într-o formă mai puțin accentuată, trebuie să avem grijă în momentul în care punem mov sub în plapa inferioară,
să nu avem persoane care au cearcăne foarte evidente. Dacă sunt cearcăne foarte evidente, e mai bine să nu punem accentul, pentru că le vom accentua, vom capta acolo atenția. Și nu cred că asta își dorește... În niciun caz ne chinuim cu anticearcăne și cu corectoare și venim acum cu... Deci, atenție, dacă aveți cearcăne, nu folosiți farduri sub ochi. Dacă, în schimb, nu aveți, cum este și cazul Laviniei, atunci puteți opta și pentru lângă, și pentru alte nuanțe. Lângă movul pe care Rus. L-am așa... Nu, portocaliu pe care l-am pus... Aha. Deci, practic, am întors în oglindă. Întors, da, da, da. Ceea ce ai făcut pe ploapă. Și o aplic cu o pensulă Blender, pentru că mă ajută să fie un aspect foarte soft, așa, nu-mi place să fie ceva foarte definit. Cine nu are Blender, am mai spus, repet și arăt ca să... Putem să luăm un bețișor de vată pe care îl scămoșăm ușor, da? L-am pus și efectul va fi tot de Blender, da? Deci va lua tot ce înseamnă surplus de culoare și va face ușor trecerea. Se vede că nu a rămas bețișor ca și cum am vrea să curățăm. Exact. Da? Deci rămâne doar un aspect foarte, foarte natural. Ok, o să iluminăm... Am cam terminat arcada. Ochii, nu? A, nu. Arcada o iluminăm mai mult pentru că este vorba de un machiaj totuși în culori foarte puternice. Da? Bat în machiaj de seară, da? Poftim? Bate mai mult în machiaj de seară. Da, da, da. Folosind practic aceste culori puternice și pigmentate și ca și intensitate, nu putem să îl încadrăm într-un machiaj de zi. Te întrebam pentru că sigur că tema este de machiaj de carnaval, că mergem la Rio de Janeiro, doamne, Brazilia, ce frumos, și ne distrăm pe acolo. Dar poate că nu ajungem noi acolo, dar vrem totuși să punem în aplicare machiajul. Nu trebuie da, să îl putem pune biletul de avion. Deci... Îl putem pune la... un machiaj de seară. Te uiți în sus, te rog. Poate fi adaptat și la un machiaj de ocazie. Poate fi adaptat și purtat. Aici este vorba, până la urmă, de personalitatea fiecăreia. Da. Dacă ne permite, de ce nu? Neapărat trebuie să-ți procuri o rochie mov. Cred că merge bine cu o rochie mov. O rochie mov, o rochie alb cu mov. Sunt acele rochii paietate. O rochie din paiete albe ar arăta senzațional. La fel cum sunt convinsă că ar arăta și o rochie mov lungă de catifea. Oricum, eu sunt fascinată. Deci imaginația să lucreze și să visăm la acea rochie. Ce facem acum? Cum facem buzele mov? Nu. O să mergem pe feminitate și o să facem buzele într-un corai. Da, erau două variante. Ori le făceai mov, ori le făceai corai, nu? Vreau să fie în acord cu ceea ce am făcut la ochii mă. Da, și să fie tot puternice. Puteam să mergem și pe o buză nude, dar... Nu, las mai frumos. N-am făcut până acum niciodată buze mov. O să facem vreodată sau nu prea? Ne vom abține. Da, eu merg mai mult pe buza mov, aș merge mai mult spre machiajele fashion. Deci machiajele... Este greu să găsești o persoană care să se simtă bine în pielea ei cu buze mov. Nu e o buză naturală, buza mov. Da. Până la urmă, dacă stăm și ne gândim așa, e chiar un semn de îngrijorare în momentul în care avem buzele vinete mov. Da? Și atunci nu e ceva natural. Putem să plecăm un pic din buza mov și să ne ducem spre o nuanță de vișină, care este și în tendințe, se și poartă, se poate să o adaptăm. Dar, repet, ține foarte mult de personalitate. Eu nu știu, nu m-aș vedea niciodată cu un astfel de ruj. Da. Eu m-aș lăsa machiată de tine cu un astfel de ruj. Oricum, la un moment dat, să știi că trebuie să răspundem acestei provocări și să vii să te machiezi. Neapărat, neapărat. Abia aștept.
Continuăm cu coraiul, da? Un corai portocaliu. De fapt, este o nuanță de portocaliu, corai așa un pic mai intensă. Pe centrul buzei voi lăsa un pic mai iluminată pentru a căpăta același aspect de buză mai plină. Am mai spus, dar o repet, în momentul în care natura nu ne-a înzestrat foarte mult, dar avem o formă frumoasă, dar nu buze atât de voluptoase, voluminoase, așa cum ne-am dorit, putem pe centrul buzei să punctăm un pic de gros, nu. Deschizi un pic între deschizi gura. Deci un fard. Ușor irizat. 2-3 nuanțe mai deschis decât și aspectul este de volum, pentru că un alt truc. Da. Tot ce înseamnă deschis voluminează. Și atunci Și am încheiat machiajul. Ce mai ziceți voi? Că eu nu mai am cuvinte. Nu-mi rămâne decât să zic felicitări, sunt Ziana. Mulțumesc. Genial machiajul. Am și un ajutor de nădejde la și tine, este foarte frumoasă. Și la mine te-a ajutat, superbe. Și machiajul este superb, totul este la superlativ. Sper că și vouă vă place, sper că o să puneți în aplicare acest machiaj și că toate trucurile pe care vi le-am arătat astăzi, inclusiv acest machiaj pas cu pas, o să vă fie de ajutor. Sunt Ziana, sper să mai facem multe emisiuni împreună, pentru că îmi place la nebunie cum lucrezi și ceea ce faci. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți de fiecare dată și că vă întoarceți de fiecare dată la mine. Cu mare drag, știi bine. Îți mulțumesc, Lavinia, și ție pentru ajutor. Iată ce machiaj frumos. Doamne, o să faci furor. Ce bine. Vă mulțumesc și vouă că ați rămas alături de noi. Eu sunt Flavia Apostol și până la o nouă ediție de Make-up, când vă promit un subiect la fel de interesant, nu sunt Ziana. Cu siguranță. Vă pup cu mare, mare drag.